Bună, vă salut de aici de la Liga Prieteniei. L-am alături de mine pe Amy de la Cipita. Ce ați făcut meciul ăsta, Amy? Am pierdut. Nu, noi am rămas așa. Surprinși? Nu, un gust amar de terenul ăsta care e mai puțin dintre aici. Nu stai nici pe suprafața de joc. Asta... Terenul să fi fost problema. Sincer, nu, bă, o să spun așa echipa adversă. Eu ne cunoaștem între noi. Și ce am vrut să mă zic? Băieți, oricum, noi știam că nu avem șanse în fața lor. De ce să nu recunosc? Asta știam și data trecută am zis că eu o să iasă campioni. Un băiat de la ei mi-a spus că nu e adevărat. Și am spus, băi, Liviu, o să fie adevărat, o să vezi că am văzut cum joacă fiecare echipă. Aseară ați câștigat? Da, aseară am câștigat, am jucat. În seara asta pot să zic că nu ne-a ieșit nimica. Băieți, oricum, au fost net peste noi. Niciun gol așa, să nu dați și voi. Sincer, ce vrei să spunem? Echipa campioană, acum ce vrei să zic? Să minți sau ce să vrei să fac? N-am ce să fac. Bravo lor, îi felicit. Oricum știam că o să avem un meci foarte greu. Până acum, trei sezoane, al doilea meci ne-a pus întotdeauna cu Brazilul. Acum ne-a pus cu Berchin. Asta e. Nu e nicio problemă. Mergem mai departe, vedem ce o să fie pe parcurs. Oricum sperăm și noi să terminăm tot mai sus anul ăsta, față de anul trecut. Am văzut la un moment dat în timpul meciului, mai exact la începutul celei de-al doua reprize, portarul vostru tot țipa, măi, nu mai alergați după ei, nu mai atacați, mai stați și prin apărare, mai... De ce zice asta? Pentru că băieții ne-au scos foarte repede din joc, pasează foarte mult, se cunosc de mult timp, joacă împreună de mult timp. Noi am intrat în jocul lor, ne-au scos imediat din jocul lor, arbitrii, nu pot să zic că au ținut cu ei. N-au fost egali, pentru că a fost două falturi la noi, care a fost până două goluri. După aia băieții au fost net peste noi, eu nu pot să zic chestia asta, nu pot să ne chestia asta, că ăsta e scorul, s-a văzut meciul, n-am ce să zic. Dar primele două goluri zic că n-au fost meritate. Ei, poate aveți mai mult noroc data viitoare. Normal, mergem în continuare, sperăm să câștigăm următorul un meci cu fair play, să vedem ce o să fie. Mult succes vă doresc. Mersi, la fel, la revedere. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Ident Total Care și Cipita. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijire și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.